Totul s-a întâmplat în satul Știuca din comuna Slivilești, județul Gorj. S-a dus acasă, a intrat în gospodărie, a intrat în casă, acolo de unde a luat o bară de salam, a tăiat câteva feliuțe pentru a mânca. În momentul în care a intrat taică-sa după el și l-a bătut până când i-a rupt mâna, i-a spart nasul, a trebuit să fie dus în urgență la spital. Îi cunosc pe tatăl băiatului, atât pe tată cât și pe mamă. Nu vă pot spune foarte multe, ambii sunt consumatori de alcool. Agresiunea a avut loc pe 1 iulie, dar băiatul nu a spus nimic timp de 4 zile, când nu a mai suportat durerile și a ajuns la spital. Ulterior s-a prezentat la poliție pentru a depune o plângere pentru violență în familie. Polițiștii l-au transportat la serviciul de medicină legală pentru a-i fi eliberat certificat medico-legal. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj. În cursul zilei de ieri a fost prezentat procurorilor cu propuneri corespunzătoare, aceștia luând decizie să fie cercetat în stare de libertate. Și totodată, tot în cursul zilei de ieri, copilul a declarat în prezența mamei că își retrage plângerea. Medicina legală a constatat că fractura necesită 30-35 de zile de îngrijiri până la vindecare.